Dragi telespectatori, bine v-am regăsit! Astăzi vizităm din nou cabinetul nutriționistului Sergiu Munteanu. De această dată pentru a descoperi care sunt proprietățile nutritive, dar și terapeutice ale pâinii din făină de secară. De asemenea, expertul nostru ne va ajuta să înțelegem de ce făina albă de grâu nu este recomandată de specialiști în nutriție și cum să alegem corect în magazin pâinea de secară. Minusul făinii albe este că a fost omis învelișul bobului de grâu. Dar într acest înveliș se conține toate vitaminele, mai ales vitaminele din grupă B, sunt foarte multe în învelișul acesta, și fibrele alimentare, care sunt hrană pentru bacteriile noastre. Pentru ce industria alimentară face așa ceva? Ca pâine să crească foarte rapid și să fie foarte puhăvă. Că altfel ea nu va crește cu așa viteză și va fi puțin mai tare. Dar noi iubim ceva molicel să mâncăm. De ce industria alimentară asta face? Adăugarea de tărâță tot este o soluție. Practic, tărâța asta și este învelișul acesta de grâu, care se adaugă artificial și face bine pentru tractul nostru gastrointestinal și pentru peristaltica, profilaxia constipațiilor. Făina de secară se deosebește pentru cei care nu conține gluten, adică proteina aceasta care este foarte alergică pentru copii, pentru maturi, de aceea la persoane care cu intoleranță la gluten sau alergie la gluten sau boală celiacă, practic e recomandabil pâinea aceasta de secară. Pe rafturi noi putem găsi diferite pâini de secară. Unii producători trișează și pun numai 10-15% făină de secară, restul făină albă, și o colorează cu diferiți coloranți, poate fi și melasă, poate fi și caramel, adică schimbă complet receptura pâinilor acestea, care practic nu are impact pozitiv asupra sănătății, dar este fix aceeași pâine albă plus cu diferite adausuri. Ca să aflăm, ne uităm pe etichetă și citim că făină de secară trebuie să fie minimum 50% din conținutul restului făinilor, sau este un truc, luăm o bucată de pâine, o punem în apă rece. Și dacă vedem, dacă se colorează apa, înseamnă că pâinea este colorată. Dacă nu se colorează apa, înseamnă că, într-adevăr, e făină de secară. Făină de secară nu colorează apa. De ce se poate așa de diferențiat, adică care este făină, care este pâine de secară autentică, care nu. Așadar, rețineți, secara are proprietăți nutritive superioare grâului și de aceea pâinea de secară este recomandată mai degrabă decât pâinea clasică din făină albă de grâu, chiar și din făină de grâu integrală. Important este să alegeți o pâine de secară corectă. Noi v-am spus cum anume. Rămâne ca voi, dragilor, să țineți cont de aceste recomandări. Să aveți o zi frumoasă! Rămâneți aproape!